Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi vă propun o incursiune în lumea culturii independente ieșene, lumea teatrului independent ieșean. Nu e întâmplătoare această focusare pe independenți, ci ea vine dintr-o activitate care merită luată în discuție, merită discutată. Vi prezint pe cei doi invitați de astăzi, Vlad Cepoi, în calitate de regizor. Bine ai venit, Vlad! Și Teodor Ivan, l-ați mai văzut la scenă, actor și manager al teatrului din Stejar. Bună ziua! Așa cum v-ați dat seama, Teatrul din Stejar este instituția, dacă îi putem spune instituție, dacă în termen peiorativ în zona independentă, despre care vorbim astăzi. Vă propun să structurăm emisiunea pe două părți. În prima parte vorbim despre o premieră foarte puternică pe care am văzut-o recent la Teatrul din Stejar, Cap de Bou, în regia lui Vlad Cepoi. Iar în a doua parte discutăm despre celelalte proiecte, celelalte speranțe sau celelalte depresii pe care managerul și echipa lui le au acolo. Hai să începem, Vlad. American Buffalo, David Mamet, un text clasic în anii 70, o comedie clasică și o adaptare pe care ai făcut-o la acest text de referință din dramaturgia americană. De unde și până unde piesa asta? E un text pe care o știu de foarte mult timp, care mi-a rămas de la Cristi Juncu. De la Cristi Juncu, de la Act, după aia l-am și citit. Atunci m-am întâlnit și eu cu textul prima oară. Da, a fost o montare deosebită. Și Teatrul din Stejar mi-a adus aminte și de spațiu de la Act, care era tot în formă de... Deci ai montat American Buffalo de la Teatru Act. Da, cu distribuție de Iași, atât am avut, atât s-a făcut. Ce anume te-a atras la text? În primul rând, personajul lui Tici, domnului profesor, domn profesor. Jucat în anii 70 de Al Pacino. Și ulterior de Dustin Hoffman, și în Dustin filmul Hoffman, făcut în film, de Mamet. Da, un rol de referință, adică un rol pe care mulți actori și-l doresc în CV. Un Hamlet contemporan, dacă vrei, de nivel, adică nu ca rol, ci ca greutate. Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea cu personajul, dar mai ales să creez întâlnirea între Sebastian Bădărău și acest personaj. Sebi îl știu de foarte mulți ani, îi știam pofta de joc și joacă și l-am pus într-o distribuție la fel de jucăușă ca și el și... A fost un pariu corect, ce obține așa s-a dovedit în final. Ceilalți doi membri ai distribuției, Ovidiu Ivan, în rolul lui Don, și Teo Ivan, aici de față, în rolul lui Bobby. Hai să vorbim, Teo, cum ai intrat în proiectul ăsta? L-ai fi vrut pe profesor să-l joci? Pe Tici? Mi-ar fi plăcut, pentru că ar fi fost o zonă care nu mi se oferă de obicei, dar eu nu sunt genul care se țin la o anumită tipologie de personaje sau roluri, nu știu, de o importanță mai mare. Ai jucat roluri foarte diverse în ultimii ani. Da, și mie îmi place foarte tare treaba asta. Îmi place să iau ceea ce mi se oferă și să mă joc și să încerc să mă joc și cât mai mult cu asta. De text, cred că vorbeam cu Vlad de foarte mulți ani și cumva s-au aliniat astrele să reușim să facem proiectul acum și aici, la Teatrul din Stejar. Și cum am intrat în proiect? Ne-am întâlnit într-o seară și mi-a spus facem și am zis hai. Și de-a doua zi ne-am apucat. Și... Asta e partea bună a teatrele independente, că discuțiile durează la o bere, proiectele încep la o bere și bugetele se stabilesc pe parcurs. După premieră. Nu toate proiectele de la bere să și termină într-un spectacol. Bun, de curiozitate așa, un spectacol reușit, ce buget are?
în cazul de față. Evident, voi ați folosit un decor alcătuit din obiecte pe care le-ați avut la îndemână? 90% l-am avut deja în teatru. Mai puțin, cred. Da, am folosit. Am reciclat. Din ce mai aveam, un birou l-am adus de acasă, am lăsat o cameră fără birou, dar... Sunt spectacole care nu depind de buget? Eu cred că da, mai ales în zona de independent, adică tot timpul am dat exemplu spectacolului Undeva Aproape, pe care îl jucăm de 9 ani. E cel mai longeviv spectacol al vostru? Unul dintre cele mai longeviv, pentru că cel mai longeviv e de fapt Zaruri și Cărți, care se joacă de 10 ani anul ăsta. L-ați jucat în diferite spații, cred că l-am văzut pe aici, pe Ștefan cel Mare, pe la... un bar. Da, nu știu, le-am jucat, sunt două spectacole pe care le-am jucat în tot Iașul și nu numai. Și au fost spectacole făcute cu buget de o portocală, efectiv. Cred că asta contează mai mult, felul în care te dedici proiectului, felul în care cauți soluții. Nu știu, ca producător, să zic așa, mie asta îmi place foarte mult pe partea cealaltă. De a găsi soluții. Oricum, estetic vorbind, de cele mai multe ori soluțiile merg pe actorie, pe actorii de calitate. Cum a fost și în cazul de față, când tu, Vlad, evident, ai avut la îndemână un text foarte bun și ai avut la îndemână trei actori dispuși să dea cât mai mult pentru a pune textul în valoare. Vreau să te întreb, Vlad, cât e de dificil pentru un regizor să montezi un text foarte bun? Cred că cel mai greu e să nu te apropii de el cu frică. Să nu-l respecti prea mult. Că în momentul ăla cred că te crispează creativ o asemenea atitudine. Nu l-am luat ca pe o întâlnire. O întâlnire cu un posibil prieten, uh-huh, de la care pot afla foarte multe. Și noi am petrecut, pentru că în perioada când am început noi repetițiile, se repeta un alt spectacol la el și am avut ocazia să stăm cam 2 săptămâni jumate, aproape 3 la masă. Bine, repetiții 2-3 ore, aproape zilnice. Dar am dezbătut și pe o parte și pe alta textul, ne-a surprins pe absolut toți bogăția lui, adică îl știam greu, dar nu atât de complex. El aparente despre niște scroci care vor să dea un mic tunuleț. Poate fi un film cu Adam Sandler. Dacă îl rezume așa, poate fi o chestie de după amiază. La vremea respectivă era și o satiră la adresa gangsterului, figură proeminentă a culturii americane. Da. Însă în același timp e și un text superb despre prietenie, despre devotament, despre fidelitate. Da, e un text care vorbește foarte mult despre ce înseamnă prietenia și ce mai înseamnă prietenia și cred că de asta e și un text destul de actual. Să continui ideea lui Vlad, țin minte că am dezbătut aproape 45 de minute pe un nu. Era în text un nu și încercam să ne dăm seama cum e mai bine, dacă să-l păstrăm sau nu. Și am dezbătut cam 45 de minute și în felul ăsta ne-am dat seama cât de puternic poate fi textul și cât de mult contează să încercăm să-l îmblânzim cât mai bine. Dar... Și ați spus nu ăla până la urmă? Sau? Da. A rămas. Spunea foarte multe despre personajul lui. Oricum, personajul tău mi se pare, Teo, că e personajul metaforă pentru ideea asta frumoasă de inocență, de curățenie, într-o lume maculată. Într-adevăr, cred că asta și îmi place foarte tare la personajul ăsta, pentru că mi-e place în general la oameni inocența. Nu știu unde o mai întâlnești tu. La copii. În muzee, la copii, la grădiniță. Deci și acolo e o discuție. Da. Ce înseamnă inocența. Asta mi-a plăcut foarte tare, să mă întorc la puritatea lui și la cât de frumos vede el lumea.
fără să vadă șicanele dintre celelalte personaje și care îi se aduc, fără să vadă răutățile, fără să înțeleagă nimic. Da, asta și vulnerabilizează. Asta îl vulnerabilizează foarte tare. Are o replică în care Tice îi spune că nu despre asta vorbesc. Și el cu niște ochi mari se uită la Don și întreabă, dar despre ce vorbește? Cred că e o replică care îl definește pe Bobby. Și asta mi-a plăcut foarte tare la personaj. I-ai spus cap de bou și nu American Buffalo. Da. De unde decizia asta de autohtonizarea? Apropo de autohtonizare, noi am încercat și o variantă românească cu Bobiță, Donică, sau cum era. Rezistă? Am citit odată și am zis că nu se poate așa ceva. Pe inițială adaptarea textului Sebastian Bădărău așa a făcut-o. Da. În românizare. Da, să știți că e un exercițiu foarte util ăsta. Eu am lucrat cu studenții la regie pe Unchiu Vanea și am modificat numele personajelor, le-am dus în spațiu românesc, la o moșie din Vaslui, le-am dus în spațiu japonez. De fiecare dată textul ne vorbea despre altceva, în funcție de cum se numeau protagoniștii și cum proiectam noi spațiul de proveniență a lor. Interesant. Și n-a rezistat textul la... Cel mai mult ne-a dezumflat acel Bobiță, care era și este și în faimosul La Sfierbinți. Eu l-am citit ca pe un fel de Spiridon made in USA. Da, ăsta. Tocmai, da. Într-adevăr, în varianta românizată, cum spuneai și mai devreme, textul vorbea despre altceva și nu vorbea neapărat despre ce ne doream noi. Și după prima sau a doua, nu am mai încercat a doua. Ne-am uitat unii la alții și am zis, hai să plecăm de aici. Există particularități ale umorului de la națiune la națiune? Oh, clar. Clar. Și culmea, cum spuneai, doar prin simplu fapt că îi se spunea Bobiță, se murdăreau niște accent. Și se murdăreau niște glume, deodată parcă devenea vulgar. Și te-ai dus pe cap de bou, ca să cap de la, bou, la pentru că nu știu de ce. Am și observat că în afară de cap de bou și de trupa idiot, pe tot repertoriul teatrului din Stejar sunt numai spectacole în engleză. Dar cumva cap de bou comunică cu idiot. Adică da? E ceva. Păi de asta și singură. Am și doi idioți în distribuție. Nu știu, mi s-a părut că sună mai bine. Inițial vreau să-i spun cap de bouri ca să fie trimiterea la... Da, arhaicizai un pic. Da, exact, asta a fost discuția care ne-am împins spre cap de bou și ne-am dat seama că ei sunt trei boiuți acolo. Ca să fii mai explicit pentru cei care nu cunosc textul, punctul de plecare e o monedă. O monedă cu cap de... cu un American Buffalo. Da. Și aveam și noi echivalentul cu moneda cu cap de zimbru. Care, sau ăla era timbru, cap de zimbru. Și am rămas totuși la cap de bou. Bun, care a fost cel mai dificil element pe parcursul repetițiilor pe care v-ați luat? Sau totul a curs de la sine? Cred că de asta îmi și place să lucrez cu Vlad. E un spectacol la care s-au aliniat astrele atât de bine că parcă a curs cumva de la sine. Cum e Vlad în repetiție? Agitate? Scandalagiu? Era. Dar nu. E un prieten în repetiție, e un prieten și al textului, e un prieten și al actorilor. Nu îl interesează să arată valeitățile regizorale, îl interesează produsul să iasă cât mai bine și e extrem de dedicat produsului artistic. Și de asta nu ține cont de mici lucruri care s-ar putea transforma în piedici în calea spectacolului. Și la spectacolul ăsta ne-am râs foarte mult. V-ați simțit bine. Asta a fost cel mai greu, să nu mai râdem și să stăm bine. Contează foarte mult, nu, atmosfera din repetiție. Clar. Sunt un
un mare credincios al atmosferei. Poate și din cauza acestei atmosfere, datorită acestei atmosfere de repetiții, a ieșit spectacolul atât de puternic pe relații. Sunt relații foarte clar definite. E cristal acolo, se vede totul. Ovidiu Ivan face un rol foarte bun, dar ceea ce e foarte interesant la Ovidiu Ivan în spectacolul ăsta e generozitatea cu care se pune la dispoziția personajului Tici, jucat de Sebastian Bădărău. Chiar a fost o bucurie să-l revăd pe Sebastian. Vorbeam noi că ultima oară l-am văzut la Suceava, într-un spectacol al Catincăi Trăgănescu. Acum, realmente, era o bucurie să te uiți la omul ăsta. Cum ai lucrat cu Sebastian? Multă lume mă întreabă dacă e la fel de agitat și în viața reală. Și este total opus. Total opus. Lui Don, lui Tici. El abordează foarte în forță rolul. Da, am vrut să fie un uragan când intre, să dea peste cap atmosfera creată înainte, în prima scenă. Și într-adevăr este. Intră cu altă energie. Noi ne-am găsit tot felul de jucării. Nu vreau să spun că eu le-am dat, dar jucăriile pentru fiecare personaj sunt foarte ofertante și el și băieții s-au jucat foarte frumos cu ele. Intrarea lui când intră prin perdeaua aia devine din ce în ce mai explozivă de la premieră încoace. Deja n-am început să nu mai dăm scaune lângă intrare pentru că bicia pur și simplu publicul. Ceea ce într-adevăr e remarcabil e modul în care aceste trei tipuri de energie radical diferite, create de cele trei personaje, da, ajung să devină compatibile, să creeze un întreg foarte credibil. Altfel nu ar fi fost prieteni, dacă nu aveau energia asta care se completează. Bun, publicul, reacții de la public. Cum a fost primit spectacolul? Foarte bine. De câte ori l-ați jucat până acum? 8 ori, cred. Cred că da. E deja rodat. Feedback-ul foarte bun. Feedback-ul pe care l-am primit foarte bun. Și mă bucur foarte tare, dar în general la teatrul din Stejar s-a creat un soi de familie, pentru că asta mă și interesează pe mine, nu mă interesează, fug de statuie. Bun, dar contează dacă e o familie. Prefer poza de familie. Dacă e o familie care încape într-o poză sau dacă e o familie de câteva mii de e o familie de, în creștere. De verișori. Da, lărgim cadrul. Și în general, publicul la Teatrul din Stejar pleacă încântat și revine încântat. Și am mulți spectatori pe care nu-i cunosc personal, i-am cunoscut prin intermediul spectacolilor, care deja au văzut cam tot ce avem și de câte ori scoatem o premieră, se reîntorc. Da, și s-au obișnuit deja cu un anumit tip de atmosferă al teatrului din Stejar, cu personalitatea spațiului. Da, exact. Da, și cel mai tare s-au obișnuit cu zona asta de teatru în care totul trebuie să fie cât se poate de adevărat. Dacă încerci măcar o secundă să minți spectatorul, tu ca actor sau tu ca regizor, spectatorul se prinde din prima secundă. În alte teatre nu se întâmplă asta? Cred. Aici avem proximitatea publicului care da. E mult mai dificil 10 cm de tine. E mult mai dificil aici. Asta vorbeam și cu Ionuț Cornilă, pe care îl puteți vedea în Sunline. Și îmi spunea de treaba asta, cât de aproape simte publicul în spectacolul de la Stejar și cât de tare își dă seama că nu își poate lua nicio secundă, niciun fel de pauze și trebuie să fie o oră și 15 că durează spectacolul, trebuie să fie acolo mereu. Dacă l-ați muta într-o altă sală, într-un turneu sau într-un alt context, cum s-ar modifica oare spectacolul? S-ar pierde ceva? O să vorbim despre asta după ce vom merge la foarte multe festivaluri. La Edinburgh, la Avignon, nu vă încurcați cu Sibiu sau acolo. Da, deocamdată suntem la partea de strângeri de fonduri pentru biletele de tren, dar pe parcurs. Pentru cafelele din gara de îndrăzare. Exact. Încă suntem la cafea. Sigur ar schimba. Nu cred că există spectacol unde nu se schimbe.
dar mai ales ăsta unde ești înconjurat din toate trei părțile de public, unde dacă vrea publicul poate să-ți dea și o palmă. În momentul în care se creează o distanță, nu știu dacă pentru ei s-ar schimba, dar experiența publicului va fi cu totul alta. Experiența... De-aia sugerăm să vină la Stejar să vadă. Experiența publicului într-adevăr s-ar schimba, dar din perspectiva actorului cu siguranță nu. Da. Pentru că spectacolele fiind construite în zona asta, nu te mai lași influențat de... Că dacă îl scoți în alt spațiu, zici, e distanța mare, acum poți să... Bun, acum s-ar putea ca într-un spațiu mare, spațiu să-ți modifice relațiile și să te oblige la un alt tip de mișcare în scenă care să aibă niște consecințe. Da, asta da. E clar, da. Am jucat la Târgu Mureș spectacolul Ivan. Și acolo pe scenă lucrurile erau mult mai diferite față de proximitatea de la Stejar, dar cu toate astea nu s-a renunțat deloc la atmosferă și actorii s-au grupat și mai tare în poveste și în personaj pentru a putea... se cuprinde tot spațiul ăla care... Am observat că cele mai frapante diferențe apar în momentul în care scoți un spectacol din indoor și îl duci în outdoor. Acolo, pe bune, că trebuie să-ți modifici jocul și rostirea și tot. Și spectacolul trebuie gândit pentru a putea fi jucat în ambele locuri. Trebuie gândit, da. Bun. Vlad, ce loc va ocupa spectacolul ăsta în CV-ul tău regizoral? Adică se pupă cu alte proiecte ale tale? Da. Sunt foarte mândru de cum a ieșit spectacolul și de reacțiile publicului când întrebai, dar și de chiar un lucru efectiv la spectacol. Te-a încărcat bine. Da, mi-a dat plăcerea de a face teatru. Trebuie să spunem pentru cei care nu te cunosc, deși sunt foarte puțini cei care nu te cunosc, că tu ești regizor angajat la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Acolo ai montat o serie de spectacole care au avut succes. Eu mi-am amintesc cu plăcere de jocuri din curtea din spate. Iarăși o întâlnire frumoasă și cu textul și cu distribuția. Da. Și se simțea acel vibe de bucurie. Atunci tot spațiul era al nostru. Teatrul vechi încă era deschis și noi am început primii repetiții acolo și eram noi și un mașinist, nu, portarul, și am făcut ce am vrut noi. Deci asta e condiția succesului, Vlad, să fii simt. Lăsat în pace. Libertatea. Ce alte spectacole mai merită a fi menționate din ce ai făcut în ultimii ani? Vorbeam de povești de familie, iarăși a fost un spectacol de care sunt bucuros că s-a întâmplat. La Teatrul Național din Iași. La Teatrul Național, la Uzina cu Teatru. Acolo am lucrat prima oară cu Ionuț Cornilă, sper să mai lucrez cu el, tare mi-a plăcut, l-am văzut și în Sunline și de asta mi-am reamintit ce actor bun este. Încă n-au reușit să-l strice la Național, și rezistă, Ionuț rezistă eroic. Nu, problema a crescut foarte da, frumos. Da, este o bucurie să-l vezi jucând tot timpul. Nu știu, am făcut acum un spectacol la Botoșani de care sunt mândru, Lockdown, se numește, despre carantină, despre... Sunt diferențe majore, Vlad, între comunitățile teatrale, comunitatea teatrală din Botoșani, aici incluzând și spectatorul, și comunitatea teatrală din Iași, adică au alte așteptări, alte... Clar. Clar, diferențele sunt foarte mari. Adică spectacolul ăsta de la Stejar n-ar avea succes la Botoșani? Cred că da, pentru că, după cum știi, Botoșani e plin de actori în devenire. Sunt foarte multe trupe de teatru acolo și de-aia publicul tânăr este un public educat. Da, da. Problema e că el pleacă. Dar de-aia cred totul că... Totul se rupe când dau la facultate. Exact. La mea și... Da, da. Dar cred că cap de bot dus la Botoșani, nu avem o sală pentru el. Ar trebui jucat pe scenă și ajungem toți la 50 de locuri ca la Stejar, da, nu facem nicio afacere. Da. Mai degrabă la Vasilache, dar și scena aia e foarte mică. Nu? Da. Bun, spune-mi, Teo, ții legătura cu alte trupe independente din România? Există o rețea în care să faceți schimburi de spectacole și de... Există, dar din păcate
Pandemia a pus în gardă și a afectat destul de tare zona asta de relaționare. Eu tot am încercat să comunic cu mai multe trupe din București și trupe de improvizație și trupe independente și din păcate tuturor le e foarte frică, pentru că publicul după pandemie s-a schimbat, nu mai e atât de avid după teatru și... Simți chestia asta? Da, din păcate se simte foarte tare. Sunt mai dependenți de Netflix decât erau înainte? Cred că sunt mai dependenți de a nu cheltui bani, nu știu. Mai rațional. Cred că Netflix e de vină. Da, nu știu dacă se dau vina pe Netflix. Eu observ treaba asta nu numai în domeniul artistic, ci și în celelalte domenii în care activez în calitate de gazdă noaptea. Cum sună asta? Sună de... ca barman, sună de ca să fie clar. Lumea a devenit mult mai chipzuită după pandemie, s-au și legat pandemia, războiul, inflația și toate astea, și din cauza asta zona independentă a fost extrem, extrem de afectată. Bun, există și, scuze-mă, există și opinia cealaltă care spune că din contra arta devine un refugiu al celor copleșiți de problemele războiului, ale pandemiei, și atunci e cumva o polaritate pozitivă. Aș tinde să contrazic, pentru că cred că cea mai bună dovadă este faptul că teatrele care umplu sălile investesc mult, mult, mult mai mult în promovare decât investeau înainte de pandemie. Iar pentru independent, când nu ai buget, Facebook, când nu ți se dă buget pentru asta, singura variantă e din gură în gură, nu, și asta sunt Facebook-ul. Da, se pare că asta rămâne cea mai sănătoasă, știi? Când se duce vestea că, băi, e o chestie formidabilă acolo. Exact, și e o propagare pe cale naturală. Nici asta nu sună. Nu ți-e, nu ți-e asta. În felul ăsta îți formezi un public adevărat și un public care te urmează și un public care revine cu plăcere. Și automat, în felul ăsta, îți crește o comunitate sau, cum îmi place mie să-i spun, o familie. Mm-hmm. Asta legat de public. Hai să vorbim acum de comunitatea artistică de la Stejar. Văd, uite, de exemplu, Vlad Cepoi n-a mai colaborat până acum, nu? Deci e o noutate pentru teatrul Stejar. Da, și da și nu. Am încercat noi odată. E prima colaborare cu teatrul din Stejar, dar s-a întâmplat abia acum, pentru că a fost perioada care a fost și cu lockdown-ul și am fost închiși. De altfel, noi am fi vrut să colaborăm încă de la început, din 2019 toamnă. De când am deschis teatrul din Stejar. Ce alți regizori au mai montat? Uite, Vlad Wolf, de exemplu. Vlad Wolf, care acum montează treia oară la Stejar. Cu Vlad Wolf am avut și prima producție. Apoi, Vlad Wolf, care ți-a fost actor, nu? În da. Jocuri de... Nu, în... Da, Jocuri din Curtea din Spate. Cu Ana Pascu. Da. Da, Vlad Wolf și Dominic. Vlad Wolf, care e un că mâine avem premieră cu în producția lui Live Show, nu? În Live Show, un text de Mihai Ignat, care va veni și el, bineînțeles, la premieră, că e și el un dramaturg alături de teatru din Stejar. Da, un dramaturg tot mai vizibil și foarte atent la a-și promova piesele. Mi-a trebuit cartea, m-a surprins gestul, adică rar ți se mai întâmplă astăzi să primești cărți de dramaturgie în România. Vlad Wolf, iarăși, e un artist, am să fug de termenul regizor. El e actor gălățean, dar care are deja niște spectacole foarte onorabile, onorabil făcute. Da, pentru că la fel ca și la Vlad Cepoi, e un tip care îi
pas în primul rând de calitatea spectacolului și pas în primul rând de a ne face meseria. Și de a știi ne face... să lucrezi cu actorul. Fiind actor, și Vlad, fiind actor, lucrează în special cu actorul. Și tu ai fi un actor interesant, Vlad, dacă stăm să ne gândim. Adică te simți și în zona aia. Poate de la film, de film, că nu mi-ar plăcea să joc de 10 ore aceeași piesă. Nu vrei să dai la teatru? Ba da, mă pregătești. Bineînțeles, spectacolele regizate de Ovidiu la Teatrul din Stejar... Purcărete nu răspunde la telefon. A răspuns, dar are niște proiecte deja programate. În Japonia, în alte... Și da... Ai încercat, Teo, să aduci și regizori consacrați, adică să arunci cu piatra în apă, cum se spune, să vezi ce unde face. E greu când nu găsești piatra. Sau apa. Sau apa. Unde-i balta? Hai că Bacul îi mai găsim, dar e dificil. Am încercat din punctul ăsta de vedere mi-am dorit foarte mult să aduc actori consacrați și am discutat cu actori cunoscuți de la București încă de acum 2 ani aproape. Și totul se blochează la buget, și nu? Și totul se blochează la buget, că atât timp cât nu-mi permit să le acopăr niște cheltuieli, un anumit tip de cheltuieli, ei atunci vor trebui să meargă să își produc existența. Da, pe de altă parte, uite, și un teatru de la București și Reactorul au cochetat la un moment dat cu formula asta un pic trendy, un pic glossy, așa, să aduci un nume mare. El venea nu pentru bani, ci pentru că vrea să arate, uite, cum se implică el și ajută și salvează eventual independenții. Cred că se pot găsi soluții de mijloc în ecuațiile astea. Da, cred că între timp a venit pandemia și mi-aș recalculează traseele. Tu la un moment dat, Vlad, vrei să faci un teatru independent. Țin minte că spuneai tu în stânga și în dreapta gândurile astea. Am avut Gopo pentru o scurtă perioadă așa, de timp. Așa. A fost primul teatru mai independent așa din Gopo, din Iași. Exact. Da. Am avut niște spectacole interesante. E o afacere de tinerețe asta cu independența? Adică Ivan când o să ajungă la 40 de ani... Da, eu n-aș face ce face. Eu cred... Mă uit cu uimire și cu... Eu cred că aș face sau aș încerca în continuare, deși și așa nu mai am mult până acolo. Că nu-i... Da, eu cred că ține mai puțin de tinerețe și contează mai mult cât ești de dispus să sacrifici, să riști. Riști. Că riscul e foarte mare în independență. Am înțeles că există un proiect de lege acum care cumva reglementează și situația independenților din zona culturală. Îi numește lucrători culturali profesioniști, ceva de genul ăsta, e o sintagmă. Da, m-am uitat peste proiectul ăla de lege. Te simți salvat? Nu, din potrivă. Pentru că nu e gândit din... Îmi dă senzația, uitându-mă peste proiectul ăla de lege, mi-a dat senzația că l-a făcut cineva din cu totul și cu totul alt domeniu. Din exteriorul domeniului. Da, pentru că dacă vrei să faci un proiect de genul și să reglementezi cumva situația artiștilor independenți din România, eu cred că ar trebui să faci o adunare, să faci câteva sesiuni de consultări. De consultări și de discuții cu acei lucrători culturali independenți, pentru că să vii și să impui lucrătorului cultural să aibă cel puțin 50% din veniturile de pe anul trecut, să le aibă din domeniul creativ ca să te poți numi, dar e foarte dificil să faci asta, pentru că nu poți joci în niște proiecte, dar nu poți. Trebuie neapărat să lucrezi pe altceva, să ai o altă sursă clară și sigură. Da, și asta îți afectează procentul ăla pe care îl vor ei. Exact. Și îl faci aproape imposibil. Eu uitându-mă pe proiectul ăla am zis că nici în 10 ani nu o să pot să devin
lucrător cultural profesionist. Poate în zona cinematografiei, a muzicii. Da, poate doar în zona asta, dar chiar și așa cred că e destul de greu să îți poți focusa toate veniturile doar din zona asta, pentru că dar mai contează să ai, mai contează să ai o diplomă ca să intre. Asta m-a surprins și pe mine, adică nu contează absolut deloc diploma. Contează câți bani faci din artă. Adică dacă luăm pe domnul X care lucrează în X domeniu și îi dăm contracte, el va fi lucrător cultural profesionist. Indiferent de ce a făcut. Indiferent de activitate, indiferent de CV, indiferent de specializare și domeniu. Iar eu, uitându-mă la un liceu de profil pe care l-am terminat, o facultate de profil pe care am terminat-o, un master de profil pe care l-am terminat. Nu mai contează. Anii din urmă nu mai contează aproape deloc, pentru simplul fapt că în România contractele pe drepturi de autor sunt plătite extrem de prost. Și din cauza asta ești obligat să întreprinzi altfel de profesii, cum ar fi barman în cazul meu, și asta mă face mai puțin lucrător cultural și mai puțin eligibil pentru a intra în zona asta de... Atunci, nu știu... Tu cum vezi, Vlad, diferența asta între profesionism și amatorism într-un domeniu? Adică, uite, cel mai relevant exemplu e cel din cinematografia recentă românească, unde în multe filme nu se mai fac castinguri cu actori profesioniști, pur și simplu sunt aduși oameni care n-au studii, n-au nimic, dar au o formă de notorietate, ori pe rețele de socializare, ori maneliști, ori mai știu eu ce. E un pericol ăsta sau e un trend foarte efemer? Cred că e nou. Cred că e nou doar la noi. Da. Adică Fellini, nu? El filma cu... Acolo... Cât dă bine pe cameră. La teatru o să fie foarte greu să joace Rita, Andra, să văd acolo. Vreau de între personajele lui Fellini și Tanța Uraganu, sau cum îl cheamă pe... Da. E totuși o diferență de... Este, da. Deși da, cred că putea să apară și uraganul ăsta. Fellini poate, ar fost interesat de uraganul. În același timp, cred că nouă ne... nouă românilor, ca să zic, da. Nu nouă lucrătorilor din domeniul cultural profesionist. Noi am, de-a lungul anilor, am acceptat mult mai ușor producțiile de gen, producțiile cinematografice de gen care au venit din America. Nu știu, mă gândesc acum scurt la seria de comedii Scary Movie, care nu sunt făcute cu parodii. Sunt niște parodii. Destul de ieftine, în care joacă nu atât de mult profesioniști, ci tot așa vedete, ține de Carmen Electra, apărând. Le-am acceptat mult mai ușor pe alea. Acum când se dezvoltă cinematografia românească și pe calea asta, și pe direcția asta, că e loc pentru toată lumea, nu face altceva decât să aducă înapoi lumea în cinematograf când e vorba de filmul românesc. Și poate în felul ăsta se vor obișnui și vor merge să vadă și filmele care contează cu adevărat din cinematografia românească. Crezi tu, e o speranță discutabilă asta. După ce te duci la Ramon sau la altă chestie asta, te duci să vezi și un film de artă făcut de... Eu cred că te obișnuiești să accepți altfel, pentru că spuneai nu din prima, că vedeai că e românesc, acum poate te mai gândești să dai o șansă. Și aici e rolul tău ca regizor. Da, Vlad, toată viața te-ai uitat la filme porno și după aia ocotești spre filme istorice de epocă. Ciudat și greu de... Da. Fără bastonadele din filmele mute, nu se ajungea unde s-a ajuns acum. Nu? Adică alea au adus, umorul facil a adus publicul în sală. Da, dacă ne ducem și mai departe la comedia de la artă, și asta tot avea o coloratură populară foarte, foarte intensă. Exact. Eu, de exemplu, intru în contact cu foarte, foarte mulți tineri din diverse domenii și răspunsul de fiecare dată era ce să văd, iar cadre de alea lungi, plictisitoare, în care nu înțeleg nimic, nu înțeleg de ce mănâncă ăla o ciorbă. Polițista de regizor. Da.
Dar acum, cu filmele astea care au fost scoase mai nou, gen team building, lumea poate se întoarce altfel la cinematografia românească și încet, încet va accepta și va înțelege altfel. Eu m-am întristat foarte tare când am fost la cinema să văd Aferim, un film care mi-a plăcut era goală foarte sala, tare. Nu era goală, dar eram extrem de puțini. Și m-a întristat foarte tare atunci, dar înțeleg și de unde și pornirile astea, da. Unde te duci dacă tu da, ai color acasă, ai televizor acum, color? Cinematografia asta foarte modernă, așa cum observăm, modernă, recentă, românească, e în majoritate dată axată pe comedie, să fim bineînțeleși. Da. E un fenomen pe care îl simți și în teatru, adică mulți manageri spun că, frate, trebuie să creăm comedie, că asta vrea publicul. E real sau e o prejudecată chestia asta? Din păcate e real. Eu fug de obicei de sintagma asta că asta vrea publicul. Noi ca artiști ar trebui să învățăm să educăm publicul. Nu asta ar trebui să facem noi prin arta asta, a noastră. Dar, într-adevăr, trăim într-o perioadă în care toată lumea se uită la câte bilete ai vândut. Și cei din independent, dar mai ales cei din teatrele de stat. Vinzi mai ușor comedia. Și comedia se vinde mult mai ușor, mai ales în perioadele pe care le traversăm. În perioadele triste, vinzi comedie. Vinzi comedie, perioadele vesele, lumea e sătulă de tristețe cotidiană. Mai are nevoie să vină la teatru. Dar uite că m-ai pus pe gânduri și... Tu cât ai, ca procent așa din repertoriul la Teatrul din Stejar, cât ar fi comedie și cât ar fi altceva? La Teatrul din Stejar e 50-50. Pentru că nu există nicio comedie, doar comedie, doar de râs. Și nu există nicio dramă doar de plâns. Chiar și spectacolul lui Vlad, e incorrect să-l numești comedie. Dramedie. Dramedie. Ai fi nedrept să spui că doar te duci să râzi la spectacolul ăla. Te duci să și meditezi, să și te gândești la niște nuanțe puse acolo. Doar că meditezi râzând. Și cred că asta e ce aș putea spune în special de zona în care merge teatrul din Stejar. Meditezi râzând. La fel și spectacolul, live show. Hai să vorbim un pic despre live show și despre Look Left, Look Right. Look Right. La fel și live show. E un spectacol care în aparență se vrea comedie, dar toată lumea, că am făcut câteva repetiții cu public și toți au zis, băi, am râs tot spectacolul, dar nu e deloc de râs ce se întâmplă. Am să încerc să nu dau foarte multe detalii din casă, dar e un spectacol la care, la fel ca la majoritatea spectacolelor de la Teatrul din Stejar, se râde 45 de minute și 15 minute se plânge. Ce distribuție ai la... Am mers pe zona de dublă distribuție la live show. Din motive organizatorice. Știu că sunt și niște studenți. Da, într-o variantă de distribuție l-avem pe George Cocoș. Cu Valentin Mocanu, nu? Nu, cu George Gușuleac. Cu Gușuleac, da. Și în cealaltă variantă, Valentin Mocanu și Eduard Păslariu. George Gușuleac, Eduard Păslariu și Valentin Mocanu, studenți încă. Din punctul meu de vedere, extrem de talentați. Da, l-am avut pe Valentin Mocanu invitat la emisiunea săptămâna trecută. Știu că l-am văzut, am urmărit emisiunea. Botoșenean. E din Botoșenean. Apropo de format la liceile alea. Uh-huh. Da. E Botoșenean sau Ana Maria? Nu, Ana Maria. Ana Maria, Ana Maria Lusu. Valentin, nu, e și Ana. E și Ana, da. Cum spuneam, sunt trei tineri
actori, din punctul meu de vedere, extrem de talentați și dacă își vor respecta, dacă vor respecta meseria și vor lua mereu în serios, eu cred că vor fi trei nume despre care vom vorbi destul de mult. Am văzut la studenți și înțeleg, într-un fel există o formă de, hai să spunem, lipsă de optimism în privința viitorului. Mie mi se pare că e mai mult. Tu n-ai fi în locul lor. Care le afectează tonusul din prezent. Evident. Eu sincer n-am să le iau atât de mult apărarea. Mie mi se pare, din studenții cu care am mai lucrat, mi se pare că e puțin altceva. Mi se pare că e puțin mai mult diferență de viziune artistică față de ce aveam noi când eram inconștienți. Sunt mai maturi un pic? Mai responsabili? Nu mai responsabili, nu mai maturi, ci scopul pentru care faci meseria asta. Ați mai pragmatici? Mai materialiști. Asta e bine sau e rău în asta? Eu cred că e rău la 20 de ani. Tu cum vezi lucrurile? La fel. La 20 de ani poți să trăiești cu 5 lei. Bun, dar n-ai cum să anulezi cultura timpului nostru, cultura consumului, cultura clar este un efect, făcutului de bani. De acord, de asta nici nu-i judec. Da, nu știu, noi nu ne doream mulți bani ca să avem Adidas scumpi. V-ar fi și încurcat banii aia. Chiar am fi știut ce să facem cu ei. Și cel mai grav ar fi trebuit să-i numărăm. Matematică, nu. Cumva erați extensii ale personajului Bobby. Exact. Și treaba asta o discutam și cu domnul Alexander Hauswater când a avut atelierul la Teatrul din Stejar. Că se uita la studenți și singurul lor scop era să termine facultatea și să se angajeze. Și îmi spunea și domnul Hauswater, dar la 21, 22 de ani, 23 de ani când termin facultatea, scopul tău ar trebui să fie să te dezvolți ca actor, să fii curios, să cauți, să mergi, să vezi, să interacționezi cu forme diferite, să încerci să-ți pui niște baze cât mai solide în meseria asta, ca apoi să te angajezi și să ai ce oferi pe termen mai lung. E o presiune socială foarte mare pe din păcate, da. Ăștia. Din păcate, da. Asta e. Mai avem circa 3 minute, Look Left, Look Right, un alt spectacol. Un alt spectacol foarte, am să vorbesc foarte repede pentru că vreau să spun mai multe lucruri, dacă okay. Tot vorbim despre Teatrul din Stejar și despre proiectele viitoare și pe care deja le implementăm. Look Left, Look Right e un alt spectacol montat de Vlad Cepoi, un spectacol de Vlad Wolf. Prea mulți Vlazi în viața mea. Un spectacol la care eu de asemenea țin foarte tare, un spectacol în care am joc trei personaje diferite, unul dintre ele e extrem de diferit de ce am făcut eu până acum și asta am... Deci e o provocare. A fost o provocare, e o scenă monolog și a fost o provocare extrem de mare pentru mine și zic eu și lumea și publicul zice că fac față foarte bine. Am să vorbesc rapid despre ce am început deja să implementăm la Teatrul din Stejar, apropo că am discutat în ultimele minute despre studenți. După cum știe lumea, studenții și elevii de la liceile de la liceul de teatru, de la Octav Băncilă, de la secția de teatru și de la facultatea de teatru din Iași, toți studenții și elevii de la asta două, au intrare gratuită la toate producțiile teatrului din Stejar. Deci tu chiar nu vrei să eviți falimentul? Nu, mai ales că simt acolo tot timpul cu mine. O lume, superbă ideea. Da, pentru că ei trebuie să meargă și să vadă teatru. Mm-hmm. Și de asta cred că trebuie să vină și să vadă teatru. Lasă că bani mai facem noi și noaptea în bar. Dar e important pentru generațiile viitoare de artiști. Plus că eu asta am primit. Eu când eram elev și apoi student, pe baza carnetului de student / elev aveam intrare gratuită la Teatrul Național. La Ateneu eram colaborator, deci aveam și acolo intrare gratuită și nu exista spectacol pe care să-l ratez. Orice premieră aveam spectacole pe care, țin minte, le-am văzut și de 12 ori și la Ateneu și la Național. Deci table și de monoliei. Generozitatea asta e și o formă de investiție. Din punctul meu de vedere e o formă de investiție și în același timp o formă de
a transmite mai departe că tinerilor artiști că dacă vor să facă meseria asta, trebuie să se specializeze în ea și să meargă și să vadă și să se intereseze și că meseria asta nu se face doar așa din două ore de repetiții pe zi sau trei ore sau patru ore de repetiții pe zi, după care te duci acasă și te uiți la un meci de fotbal. Se face și așa, din păcate. Da, eu cred că nu e destul. Pe lângă faptul că au intrare gratuită cei de la teatru, am mai dat drumul tot pentru studenți. Miercurea studențească, am numit-o noi. Am așa. Citit despre proiectul ăsta. E un proiect care se adresează tuturor studenților din Iași, de la toate universitățile din Iași. E o zi pe săptămână pe care dorim să le oferim lor și toate spectacolele și nu numai spectacole. Vom da drumul și la niște ateliere care se vor desfășura, niște debate-uri, niște discuții de carte. Nu mă interesează în mod principal să-mi promovez spectacolele către ei, ci în special mă interesează să creez o comunitate. Da. De iubitori. Să crească familia. Da. să dezvoltăm o comunitate de iubitori de artă și atât ei să vină către teatrul din Stejar, dar și ei să vină către ei și ei între ei să se cunoască. Bineînțeles, cu prețuri speciale pentru studenți, atât la spectacole cât și la berea de după și la cafeaua dinainte. Și seriile pe care le-am făcut până acum, momentan suntem în pauză până pe 22, până miercuri pe 22 martie. După care reluați. După care reluăm de pe 22. Bun, Teo, ieșim din timpul de emisie. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. E clar un reviriment vizibil al Teatrului din Stejar. Să le spunem ieșinilor că au la dispoziție trei spectacole foarte interesante, Cap de Bou, Live Show și Look Left, Look Right. Sunline plus 13 plus toate celelalte spectacole. Nu au niciun motiv să evite tătărașul, mai ales că primăvara e tătărașul super, știm cu toții. Mulțumesc încă o dată, mulțumim, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, toate cele bune.